Lanț de atacuri armate în Mexic după arestarea liderului cartelului Sinaloa. Traficanții de droguri au blocat mai multe drumuri și au atacat inclusiv un aeroport. În replică, autoritățile au trimis pe străzi poliția, astfel că în scurt timp s-a ajuns la adevărate lupte de stradă. Cel puțin 3 polițiști și-au pierdut viața în nord-vestul Mexicului în urma ciocnirilor armate cu traficanții de droguri ai cartelului Sinaloa. La doar câteva ore după arestarea lui El Chapo, liderul cartelului, traficanții au blocat mai multe drumuri cu mașini în flăcări și au atacat un aeroport local. Ei au tras într-un avion al armatei mexicane care a fost obligat să aterizeze forțat. În timpul atacului, traficanții au tras și într-un avion de pasageri care tocmai se pregătea să decoleze. Cel puțin 18 oameni au fost răniți în urma conflictelor. În urma luptelor de stradă, peste 100 de zboruri din statul Sinaloa au fost anulate, iar școlile au fost închise.